Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Disensiuni în coaliția de guvernământ este de lămurit faptul dacă avem de-a face doar cu zvonuri, cu bețe prin gard, sau dacă nu e așa, chiar așa stau lucrurile. Afirmații șocante ale unui judecător de la Curtea Militară de Apel București: protocoalele înseamnă crimă organizată, spune judecătorul. Bun, el spune mult mai mult decât atât. O să vedeți pe larg despre ce este vorba. Și avem și un sondaj de opinie recent. Nu este vorba despre referendum. Oricum, suntem în zona aceea în care nu mai putem discuta despre referendumul pentru familie, pentru că începe votarea mâine și continuă și duminică, și până la închiderea urnelor nu mai putem să vă informăm decât chestiuni de ordin tehnic și în cursul zilelor în care are loc acest vot, desigur, să vă ținem la curent cu prezența la urne și cam atât. Dar avem un sondaj din care rezultă foarte clar care sunt preferințele românilor și cum s-au schimbat, dacă s-au schimbat acestea. Nu în ultimul rând, o să vă arătăm foarte clar cine sunt de fapt cei care pun România la zid în Parlamentul European. Date extrem de interesante pentru dumneavoastră în această seară. Alături de noi, doamna Steluța Cătăniciu, vicepreședinte ALDE. Bine ați venit! Bună seara! Bine v-am regăsit! Pe ecran avem cei doi lideri ai coaliției, pe domnii Tăriceanu și domnul și Dragnea. Se speculează și cu insistență foarte mult că ar fi disensiuni în coaliție. De pildă, cei de la Știri pe Surse spun că una dintre chestiuni ar fi scandalul pe legea offshore, care continuă negocierile Dragnea-Tăriceanu, un eșec. Votul în Camera Deputaților se amână din nou. Liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un consens în legătură cu legea offshore la întrevederea de vineri din Parlament. Asta ar fi unul dintre chestiunile care îi fac pe mulți să spună că sunt disensiuni în coaliție. Ce ne puteți spune? Că sunt simple speculații. Este evident că sunt două partide, un partid social-democrat, ALDE, alături de PSD, este un partid liberal de centru-dreapta. Este evident că sunt lucruri care ne apropie, sunt lucruri care ne despart, sunt discuții. Sunt discuții într-un partid, în orice fel de partid, în interiorul oricărui partid de pe eșichierul politic românesc. Au existat înfrontări și pe Facebook aici, pe zona legii offshore, între membrii ai PSD care critică, să zicem așa, pe domnul Văzganean sau pe domnul Tăriceanu. Și atunci asigur că lumea, văzând pe de-o parte că se amână lucrurile astea și pe de altă parte că există și critici, își pune serios întrebarea. Acum, domnul Dumitrescu, au mai existat critici și Codrin Ștefănescu l-a criticat pe ministrul justiției Tudorel Toader. Eu nu știu dacă vă aduceți aminte, dar am avut o reacție extrem de dură împotriva ministrului educației atunci când a tăiat locurile bugetate de la Universitatea Babeș-Bolyai. Sigur că acum, chiar dacă ești într-o coaliție, nu înseamnă că nu poți să ai niște reacții publice atunci când simți că nu e un ministru din guvern, nu are... Întrebarea este dacă tensiunile astea o atitudine nu cumva cresc de la o zi corectă. La alta. Poftim? De la o zi la alta aceste tensiuni? Nu cred. Cred că legea offshore este într-adevăr o lege oarecum mai sensibilă. Și cred că de aici sunt și speculațiile din media, de aici pornesc, de la această sensibilitate. Noi am spus, cei din ALDE avem doi colegi cu multă experiență, Varujan Vosganian, care a fost ministru economiei și ministru finanțelor, Toma Petcu, fost ministru al energiei, sunt doi colegi experimentați, așa cum am spus. Ei, Varujan Vosganian fiind și purtătorul de cuvânt al ALDE, a ieșit și a spus: au fost niște amendamente care n-au fost discutate în cadrul coaliției de guvernare, au fost introduse direct în comisie, a fost în cadrul comisiei. Și evident că fiind o lege, așa cum am spus, fiind o lege sensibilă, pentru că este foarte importantă această lege offshore, evident că nici nouă nu ne-a convenit să fim puși în fața faptului împlinit și să votăm în necunoștință de cauză, totuși fiind vorba de 5 amendamente importante. Zona asta însemnând sute de miliarde ca valoare,
dintre care România ar trebui să urmărească să câștige și ea cât mai bine din chestia asta, ar putea să însemne o zonă de presiune foarte mare, din toate punctele de vedere, și geopolitic, și economic. Nu doar că ar putea să însemne, tocmai am văzut o știre că președintele Comisiei, Iulian Iancu, a fost internat în spital cu un infarct. Am înțeles că se simte bine și că nu este o situație foarte gravă și ar fi declarat domnia sa că au fost niște presiuni pe care nu le-a resimțit în ultimii ani, sau mă rog, de când însul a avut această funcție, a deținut această funcție. V-ați uitat vreodată pe harta globului să vedeți câte probleme au avut țările cu zăcăminte mari de petrol în ultimii 20 de ani? Nu. Mai bine. Întrebarea este dacă România ar putea fi scutită, adică dacă lucrul ăsta este un dar de la Dumnezeu sau este un cadou otrăvit, resursa asta. În astfel de momente în care, geopolitic vorbind, lucrurile se mișcă în toate direcțiile și cu niște viteze greu de conceput în urmă cu 10 ani. Ce să vă spun? Astăzi a fost o știre și nu doar o știre, că a existat o întâlnire între cei doi președinți ai coaliției, exact. Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. Au participat la această întâlnire și parlamentari, membri ai acestei comisii și am înțeles că s-a convenit ca săptămâna viitoare să existe o întâlnire cu toți parlamentarii din această comisie, deputați și senatori, pentru că este o comisie specială, este o comisie mixtă, formată atât din deputați cât și din senatori. Pentru că, ce să vă spun, eu cred că suntem toți conștienți că aici trebuie să primeze interesul României și cred că nu mai trebuie jucat politic în zona asta. Așa ar fi normal. Și ar trebui să ne așezăm toți la masă, toți parlamentarii, mă rog, să se așeze toți la masă din toate partidele și să primeze interesul României. Pentru că nu discutăm de o lege care mai poate fi schimbată printr-o ordonanță de urgență sau la anul sau peste 2 ani. Aici o să urmărim cu atenție subiectul ăsta. Un alt subiect care sigur face parte din zona care alimentează speculațiile cum că există disensiuni mari în coaliție. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ținta unor critici, este a doua serie de critici la adresa Ministrului Justiției. Primele erau înainte ca doamna Chioveși să fie revocată. S-au atenuat după revocarea doamnei Chioveși și acum au apărut din nou. Iată ce spune Codrin Ștefănescu, ce spunea pe 4 octombrie Codrin Ștefănescu despre Tudorel Toader. Și nu, și au cerut un fel de serialul să-și facă. Dați-ne, domnule, domnul ministru. Păi așa spune CCR-ul. Domnul ministru, dați-ne nouă voie și ne angajăm noi oamenii noștri și vă ascultăm noi, cum ascultat pe Tăriceanu, 7 ani în casă, în dormitor, în baie și tot vă ascultăm pe toți. E clar. Norocul este clar. Că PSD-ul și poate vrea... mulțumesc public Olguței Vasilescu, ministrului muncii, care nu i-a avizat schema. Ca să înțeleagă toată România cum e. Iar nemulțumirea mea vis-a-vis de Tudorel Toader crește și mai mult. Și cu cazul jandarmilor bătuți la parchet. Că l-a dat și eu acolo un telefon să zică: domnul Lazar, totuși ministrul justiției. Am înțeles, anchetez pe ministrul de interne, secretarii de stat, șefii poliției. Dar cu jandarmii aia bătuți și cu violenția ai făcut ceva? Există știri care spun că Tudorel Toader tot timpul e băgat în ședințe, se întâlnește ba cu Tăriceanu, ba cu Dragnea și așa mai departe. Se vorbea și despre o posibilă remaniere. A fost și întrebat Tudorel Toader dacă va fi sau nu remaniat. Ce se întâmplă? Este și ăsta un subiect de disensiune? Ministrul Justiției? Acum, repet, sunt tot felul de speculații. Niciodată în cadrul ALDE, cel puțin în cadrul ALDE, nu s-a discutat niciodată despre remanierea ministrului Tudorel Toader. Domnul Tudorel Toader este ministru independent în cadrul coaliției, susținut și de către ALDE și de colegii noștri de la PSD. Niciodată n-am auzit, dar absolut niciodată, coordonez departamentul Comisia de Justiție din cadrul ALDE și n-am auzit niciodată, sigur, particip și eu la întâlnirile atunci când sunt astfel de întâlniri în acest domeniu, în cadrul coaliției. Eu n-am auzit niciodată ca
N-am auzit niciodată astfel de discuție cu privire la remanierea domnului Tudorel Toader și nu cred că ar fi cazul. Chiar nu cred. Chiar cred că domnul Tudorel Toader și-a făcut foarte bine treaba. Păi acum l-am văzut în special pe Codrin Ștefănescu. El fiind în calitatea sa de secretar general adjunct al PSD, el era mai supărat. El este așa, un personaj puțin mai exotic. El are tot felul de părerile și spune pentru public. Că în momentul în care secretarul general al partidului, Nacșu, împreună cu Țuțuianu, împreună cu Paul Stănescu, împreună cu doamna Firea, au ieșit și au cerut ca Dragnea să facă un pas în spate, Codrin Ștefănescu în câteva zile i-a făcut pe aia 8, că atâți au fost, să pară ridicoli. El fiind doar secretar general adjunct. Adică, atenție, secretarul general care are în mână filialele, când iese împreună cu ea, te aștept să dărâme totul. Să știți că, în general, într-un partid, sunt doi oameni care au în mână filialele, președintele și secretarul general. Da, secretarul general adjunct sau secretarii generale adjuncți, mai puțin. Da, se pare că aici domnul Neacșu chiar n-a avut filialele în mână, le-a avut altcineva din moment ce a pierdut. Cu filialele în mână, cu tot, ca să spun așa. Să știți că am avut și eu semnă de întrebare atunci când am văzut că Marian Neacșu a semnat acea scrisoare, dar... Da, asta vă spun, adică, se pare că unii și-au făcut calculul greșit. În momentul în care nu luați în seamă declarațiile lui Codrin Ștefănescu, cred că e imprudență chestia asta. Dragnea, dacă a fost salvat, a fost de Codrin Ștefănescu salvat. Eu cred că în mod greșit cineva și-a făcut calculele acolo, pentru că era evident, totuși au fost niște oameni de cealaltă parte, cei care au semnat scrisoare, au fost niște oameni cu greutate. Cu greutate. Sigur. Și Gabriela Firea. Acum cântăresc mai puțin după votul ăla, oamenii ăștia grei. Și Paul Stănescu și Marian Neacșu. Păi acum vreau să vă spun că Marian Neacșu, în calitatea lui de secretar general, era omul care, așa cum spuneți dumneavoastră, teoretic, cel puțin teoretic, avea în mână a picat la proba practică. Toate filialele, cu bune și cu rele. A picat la proba practică. Examenele astea, când le dai și le pici, îți schimbă viața, ca să spun așa, mai ales în politică. Dar vreau să mergem la altă... Nu cred că ar fi fost... Nu cred că ar fi fost foarte bine să reușească acel așa zis puci. Nu știu dacă a fost sau n-a fost. În fine, oamenii în final au spus că n-au dorit decât în plină cursă o altă să se modifice această formă de conducere a Partidului Social Democrat, să fie mai transparentă. Mai... Evident, este problema colegilor din coaliție. Apropo, amnistia și grațierea este un subiect care vă pune pe puncte diferite de vedere? Se dă, nu se dă? Nu ne pune pe puncte diferite de vedere, nu avem puncte diferite de vedere pentru că n-am discutat niciodată. Pentru că... Sunt speculații ale presei și acum vă pot spune foarte sincer, niciodată în cadrul partidului, absolut niciodată, la niciun fel de ședință, nu s-a luat în cadrul partidului ALDE, nu s-a luat niciodată în discuție posibilitatea unei ordonanțe pe amnistie și grațiere și n-am auzit-o la ședințele la care eu am participat în cadrul coaliției, nu au fost asemenea discuții. Ia uitați cum sună o știre de astăzi. Tensiuni în coaliția PSD-ALDE, Dragnea face presiuni pentru amnistie și grațiere. Șeful PSD a insistat din nou pentru acceptarea deja celebre ordonanțe de urgență privind amnistia și grațierea, dar și pentru menținerea actualei forme a controversatei legi offshore, proiectele trimis la comisiile de specialitate după ce UDMR s-a raliat nemulțumirilor ALDE. Acum apare și amnistia și grațierea în același pachet al nemulțumirilor. Este la fel ca și povestea cu pilonul 2 de pensii, știți? Oricât de mult ieșeau liderii coaliției să spună că nici vorbă, că nici nu și-a propus măcar coaliția să facă schimbări la pilonul 2 de pensie, din opoziție ieșeau mereu voci care spuneau cum să nu, vor să-l desfințeze, vor să distrugă pilonul 2 de pensii. Problema asta... La fel este și cu grațiera și cu amnistia. Eu vă spun din ce știu eu. Deci pot să spun că nu am asistat niciodată, nici în cadrul partidului nostru, nici în cadrul coaliției, la discuții privind grațierea și amnistia. Spuneți-mi, vă rog, chestiunea asta cu protocoalele s-a lămurit până la urmă? De tot? Există cale de urmat? S-a lămurit?
Știm ce trebuie făcut, știm ce s-a întâmplat. Chestiunea asta cu protocoalele... Sau e o chestiune care ține de muzeu deja. Adică le punem la muzeu și gata, mergem mai departe. Am avut și eu senzația la un moment dat că le punem la muzeu. Chestiunea asta cu protocoalele, mă așteptam să se termine săptămâna trecută, pentru că de două săptămâni avem în cadrul Comisiei Juridice, avem în dezbatere legea de aprobare a ordonanței 6, celebra ordonanță 6 a doamnei Prună, împotriva căreia n-a ieșit nimeni să protesteze și prin care doamna Prună repunea pe tapet ceea ce nu se mai putea din cauza unei decizii a Curții Constituționale. Exact, exact, a transformat SRI-ul în organ special de anchetă. N-am văzut pe nimeni să protesteze, nici ce măcar 10 persoane. Aveți un punct de ordonanța vedere este... comun al coaliției? Ordonanța este în dezbatere în Comisia Juridică. Săptămâna trecută ar fi trebuit în mod normal să intre la vot în cadrul Comisiei. Ce să vă spun? Au fost discuții și cu privire la ceea ce se poate întâmpla și ceea ce se poate remedia cu privire la aceste ordonanțe. S-a discutat și de posibilitatea reglementării unei căi extraordinare de atac în cazul în care s-ar fi constatat că în anumite dosare au fost făcute în baza acestor protocoale. Încă în cadrul Comisiei sunt discuții, încă sunt dezbateri, deci s-au terminat. Încă... cale de urmat. Păi nu există. Există o cale de urmat, dar încercăm să discutăm cu ceilalți colegi ai noștri și în special cu colegii din Partidul Național Liberal. Încercăm să discutăm și să găsim cea mai bună soluție, deși sunt împotriva oricărei soluții. Ei își doresc doar un singur lucru, să fie respinsă, să fie acceptată ordonanța. Da. E bine, pentru că Moice spune un domn... Să fie acceptată, să fie acceptată fără modificări. E evident, perfect. Pentru că noi ne dorim să dăm o lege de adoptare a respectivei ordonanțe pentru că cu modificări. În raportul pe care Comisia SRI l-a înaintat Parlamentului, ei au constatat că acea unitate care a făcut interceptările, le sunt protocoalele la o parte, este ilegal înființată, nu are lege în spate, e înființată pentru o hotărâre CSAT, deci și cu și fără protocoale, ascultarea s-a făcut de către o structură neînființată prin lege. Deci ca să fie foarte clar care este chestiunea. Eu nu știu cum mai rezolvați lucrurile astea dacă le puneți cap la cap. Alminte un judecător de la Curtea Militară de Apel, care a și dat o soluție de ilegalitate a protocoalelor într-o speță. Se numește Constantin Udrea, este judecător la Curtea Militară de Apel București. De regulă, judecătorii militari sunt mai conservatori. Te-ai fi așteptat, fiind militaroși, haină militară, grade, să cam țină partea gradelor în chestia asta. Spune un lucru incredibil și o să vedeți ce zice că a creat, de fapt, toată chestiunea asta cu protocoalele. Iată ce spune Udrea. Deși procedura penală prevede în mod expres că redarea convorbirilor se va face de către un ofițer de poliție judiciară și se certifică de procuror, în protocoale se spune că se certifică de experți ai lor, al SRI-ului, și de asemenea sunt redate de specialiști tot ai SRI-ului, adică oameni cu identitate secretă, acoperită, așa mai departe. De ce ne mai trebuie protocoalele atunci? Doi, împotriva cui se îndreaptă aceste protocoale? În primul rând se îndreaptă împotriva Constituției și a legilor țării. Este, dacă vreți, în opinia mea, având în vedere amploarea lor, având în vedere semnatarea acestor protocoale, având în vedere că în centrul lor se află SRI-ul și o să vedeți că radiază așa ca o roată cu spițe către toate structurile judiciare decidente, este de fapt o crimă organizată. Crimă organizată, zice un judecător de la Curtea Militară de Apel și ai și explicat de ce, cât de mare este structura și care este amploarea. Și o să vedeți că mai detaliază domnul judecătorul Drea. Păi, magistrații militari, pe lângă faptul că sunt bine pregătiți, sunt și patrioți.
Probabil că unii dintre ei, care știu anumite lucruri, refuză să mai tacă, pentru că ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului la noi în țară, nu mai luptă împotriva corupției, nu a fost. Mă așteptam ca DNA-ul atunci când a fost creat, nu vorbim despre când a fost creată, că e vorba de o direcție, Direcția da. Națională de Crimă Organizată, să cerceteze de Direcția Națională Anticorupție. Da. Să cerceteze. Eu cred că și-ar merita și numele ăsta. Da. Păi avem DICOT-ul care se ocupă cu crima organizată. Să cerceteze și să scoată la iveală cazuri grave de corupție. Eu am spus de fiecare dată, în România se taie pădurile la ras. La noi în Cluj, în toate zonele unde există păduri. Ați văzut? Eu cel puțin dar am văzut. Dar la EADS ați văzut? Dar la Microsoft ați auzit că s-a clasat? Microsoft-ul s-a clasat pentru că ajungeau la cei care ne critică. Știți că nu avem o luptă foarte puternică împotriva corupției. ADS-ul s-a clasat și alte dosare grele. Se surpă autostrăzile. Cum am construit o autostradă, cum se surpă? N-am văzut un om chemat la DNA. DNA-ul instrumentează, a instrumentat pe de-o parte dosare având ca obiect abuzul în serviciu, care este o infracțiune de serviciu și care ar fi trebuit cercetată în funcție de prejudiciul săvârșit de parchetul de pe lângă judecătorie, de parchetul de pe lângă tribunal, curtea de apel și așa mai departe, eventual până la parchetul general de pe lângă înalta curte pentru parlamentari, dacă era cazul. Și în niciun caz nu DNA-ul să cerceteze astfel de infracțiuni. Și bun, atenție că domnul Udrea mai zice ceva foarte interesant. Zice așa, protocoalele secrete le permit ofițerilor SRI să controleze procesul penal în locul procurorului. Deși legea îi obligă să furnizeze totul, prin protocoale se admite să nu se furnizeze totul, adică să nu se dea toată înregistrarea, să nu se dea tot documentarul, deși legea obligă la asta. Și mai zice și altceva extrem de grav, o cale, și acum se referă la dosarele instrumentate în felul ăsta, o cale extraordinară de atac astfel încât toate cauzele care au avut la bază înregistrări și aceste protocoale să fie reexaminate într-o procedură, să spunem, contestație în anulare sau revizuire și așa mai departe, revizuire. Astfel încât această cale de atac să fie prevăzută prin lege de să fie adăugată ca și motiv suplimentar la ceea ce există. Cu alte cuvinte, zice el, s-au răsturnat obligațiile și drepturile prin aceste protocoale, în loc ca procurorul să conducă procesul penal, prin manipularea probei, modalitatea prin care vă spuneam, o conduce SRI-ul. Deci aceste lucruri sunt inadmisibile. Bun, din ce ne descrie dânsul, ne descrie ceva horror, ca să spun așa. Așa s-au creat acele câmpuri tactice, domnul Dumitrescu. Dar asta unde încercam... erau politicienii asta... noștri când s-au creat câmpurile tactice? Păi, probabil se gândeau unde erau. Probabil unii erau la masă, sau nu probabil, în mod cert, unii erau la masă cu statul paralel, gândindu-se că nu o să li se întâmple nimic. Credeți cumva că Elena Udrea s-a gândit că o să ajungă în situația asta? Când ea era la masă cu Chioveși și cu Coldea și acum ies informații că îi făcea nu știu ce cadouri doamnei Chioveși și genți de zeci de mii de euro și așa mai departe? Astea sunt informații minore față de cele pe care le deține Elena Udrea. Dar începusem să vă spun despre DNA că pe de o parte a avut aceste dosare de abuz în serviciu și pe de altă parte au avut dosarele judecătorilor. Pentru că am văzut în momentul în care începe să se înființeze, să începe procedura aceasta, se derulează această procedură de înființare a secției speciale pentru cercetarea magistraților, am văzut că deja ies la iveală tot felul de informații care oricum vor fi descoperite. Câte dosare ale judecătorilor existau la DNA? Da, pentru că așa puteau ei să-i țină și așa putea să se închidă acel câmp tactic. Să se intre cumva și o să continuăm și cu după dosare. Pauză, să se intre cumva și să se facă o separare pe cifra asta. Adică pe coloana din stânga să se pună dosarele pe care le-au avut judecătorii, iar pe coloana din dreapta să se pună ce dosare de la DNA trebuiau să judece eventual judecătorii. Să vedem dacă există potriviri.
Și dacă există potriviri, să ne întrebăm dacă nu cumva li s-au deschis dosare ca să aibă grijă ce soluție să dea. Dar până n-avem, cum să zic, coloana din stânga și coloana din dreapta, să vedem tot tabloul, e greu acum să spunem cine sunt aia care au avut, ce dosare grele aveau și dacă s-au întâmplat cu un motiv anume deschiderea dosarelor, pentru că există două tipuri de dosare deschise. Unele sunt făcute prin reclamație de către terți, dar altele sunt făcute prin autosesizare directă de către DNA. Pe mine alea m-ar fi interesat păi foarte tare. Și pe mine alea mă interesează. Sunt sute acolo de autosesizare directă. Da. După pauză, vă arătăm în plin scandal cu protocoalele, cum se minte oficial în instanță în legătură cu protocoalele și cu contribuția unor servicii în urmărirea penală aici la Cluj. Rămâneți cu noi! M-am suit în dealul Clujului și am trimis vorbă românului să vie de centenar aici la noi în Ardeal, să vie cu toată familia la Produs de România. Hai și tu între 5 și 7 octombrie în parcarea Vivo Cluj-Napoca la Produs de România, cel mai mare festival de produse tradiționale și folclor dintre Tisa, Nistru și Dunăre și bucură-te de povestea neamului. Produs de România, un eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Produs de Cluj Unește România. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Vos Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Vos Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta.
programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Da, ne-am întors în direct și vă arăt rezultatele unei anchete explozive din Ziar de Cluj, care titrează exclusiv: Anca Mărincean, șefa DNA Cluj, albește colaborarea cu SRI și 2 și un sfert. În vara acestui an, Ziar de Cluj a făcut public în exclusivitate protocolul desecretizat dintre Direcția de Informații și Protecție Internă, 2 și un sfert, și parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La scurt timp după, inculpații mai sus menționați au formulat o adresă către DNA Cluj și șeful instituției Anca Mărincean, prin care cereau explicații despre colaborarea cu 2 și un sfert pentru administrarea interceptărilor, traficul și întocmirea proceselor de redare a acestora. Surprinzător, Anca Mărincean, șefa DNA Cluj, a negat orice colaborare cu SRI sau DIPI. Și aveți acum pe ecran hârtia oficială prin care șefa DNA Cluj spune, în concluzie, în ceea ce privește pretinsa implicarea SRI sau DIPI în administrarea de probe sau în efectuarea unor activități de urmărire penală, precizăm că o astfel de implicare nu a existat. Ei bine, Ziar de Cluj a intrat în posesia unui document 30.01.2015, în care doamna Anca Mărincean le-a scris celor de la 2 și un sfert Bistrița Năsăud să le transfere exact ceea ce neagă mai sus că ar fi primit de la DIPI, și anume convorbiri și note de redare, interceptări și traficul integral, citez, rezultat în urma punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de Tribunalul Cluj în dosarul 74 penal pe 2014. Păi, deci în instanță trimite că nu există implicare, dar există această hârtie pe care intră în posesia Ziar de Cluj, din care doamna Mărincean le și mulțumește la sfârșit. Scrie acolo foarte clar înainte de semnătură: mulțumim pentru sprijin. Păi când spun adevărul? Când mulțumește pentru sprijin sau când spune instanței că ăștia n-au contribuit? Ca să înțelegem noi ce se întâmplă în justiția asta din România, în plină discuție despre protocoale, despre legalitatea unor interceptări, despre constituționalitatea acestor metode. Vedeți de ce Curtea Constituțională a intervenit și a spus că cei de la SRI nu pot să facă anchete penale. Bun, aici e DIPI, dar cei de la DIPI pot? Și nici ei nu pot. Aha. Nici ei nu pot, pentru că nu era vorba doar de SRI. Mai eu mă mir că doamna procuror Mărincean a dat un astfel de răspuns, având în vedere că existând acest document, evident că în orice moment putea să ajungă în mâinile. Putea să fie făcut ajuns public. La ziar. Cred că s-a cam pierdut din dosar documentul. Atenție! E foarte important de spus chestia asta. Wow! Depinde cine... Păi... Cineva o fi avut un interes să ajungă probabil la dumneavoastră și e un interes legitim, atâta timp cât aceste protocoale din ce în ce mai multă lume spune, inclusiv cei din CSM au dat... ieri au dat un comunicat de presă altceva. Prin care spun, un comunicat de presă oficial prin care secția judecătoare a CSM, da, că au adăugat la lege. Deci, practic, sunt nelegale. Bun, tot ce adaugă la lege CSM este nelegal. CSM se trezește după ce are o problemă mare cât casa în propria grădină, și anume 14 curți de apel se declară revoltate de aceste protocoale. Păi ce să mai facă și CSM-ul? Trebuia să aibă o reacție că îi scăpa din mână pe magistrați, adică pe judecători. Ieșeau total din matcă. Deveneau ridicol dacă n-aveau o reacție. Dar acum de-abia s-au trezit. Dar până acum ce i-a împiedicat să facă o analiză cu textele în față? Știți cum este, domnul Dumitrescu? Toți se trezesc atunci când au o astfel de problemă. Și Ghiță s-a trezit doar în momentul numai în când care a avut el probleme. A avut el probleme. Cât a fost Voiculescu, acum, a tăcut și a aplaudat, că... la fel ca alții. Și Elena Udrea a tăcut când au avut alții o problemă. Și acum iese și spune, dar spune așa, știți, fiecare iese și spune puțin câte puțin, în ideea că probabil mai pot să-și negocieze
fie libertatea, fie câțiva ani în minus la o sentință. De asta vă spun că eu nu cred în lupta împotriva corupției. Nu așa trebuie dusă lupta împotriva corupției. Dar spuneți-mi, având în vedere câte ies la suprafață, să facem așa un exercițiu de imaginație. Dacă ar fi trăit Ceaușescu și ar fi văzut, s-ar fi declarat prost că n-a aplicat și el metodele astea, adică mă întreb totuși. Adică, pe bune, sunt de rafinament impecabil metodele, adică crezi o astfel de rețea? Cred că nu putem să comparăm securitatea de pe vremea aceea cu ce se întâmplă la această oră. Cu... Da, pentru că pe vremea aia să fi vrut să-i asculte pe toți, n-aveau cum, tehnic. Acum asta spun. Acum au pe toți și după aia iau de acolo dacă li se pare. Nu aceste mijloace exact, de interceptare. Zic. Adică, cred că zice, domne, eu, dacă cumva vede de sus de acolo, zice, domne, te asemănați mai târziu, că uite, nu pățeam ce am pățit. Aveam și eu mai multe metode la îndemână, deci este incredibil. Vedeți că nu ne dăm seama și nu realizăm. Mulți Dar dintre cum e noi, să ieși în stradă să sprijin glumim, mecanismul știți, ăsta? Și facem glume și la telefon. Cum e? Vorbim cum e? Între da, noi să sprijin cu demonstrații mecanismul ăsta. Să purtăm o discuție. Să mai ieși în stradă să sprijin tipul ăsta de mecanism. Cum vi se asta pare? Vă spun că eu n-am văzut să iasă lumea în stradă și să protesteze împotriva acestor protocoale. Da. Și sunt oameni, am auzit oameni spunând că este foarte bine că s-au semnat astfel de protocoale pentru ca cei corupți să ajungă după gratii. Eu nu prea am văzut problemă. Mari corupți de în ce țara trebuie asta să ajungă după să supraveghezi ilegal și să administrezi ilegal probe. Dacă ea sunt chiar corupți și au furat, să-ți fie simplu ție ca procuror ușor de probat lucrul ăsta. De ce ai nevoie, de pildă, cum a fost aici la Cluj, în dosarul Anei Horba, să traduci greșit din maghiară, să adaugi fraze care nu s-au rostit în convorbirile respective, dacă totul e limpede? De ce ai nevoie de plastografii de-astea? Păi, ați văzut că și la Brașov a fost la Brașov e trimis un în penal un procuror. E trimis în penal un procuror pentru că s-au, s-au falsificat interceptările. A fost condamnată România la CEDO în procesul fostului primar, fostului și cred că acum este la fel. Este actualul primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, Mircea Gutău. Mircea Gutău, pentru că s-au falsificat probele, din da. Nu s-a transcris da. Exact. Adică ei n-aveau fapta deci, care să te conducă la făptuitor, aveau omul care trebuia belit cu orice preț. Și eu m-am întrebat de foarte multe ori dacă există atât de multă corupție în țara asta. De ce nu sunt condamnați cei corupți și de ce nu sunt descoperiți și sunt dosare contrafăcute? Vreau să vă mai întreb ceva. Cred că multă lume de ce, se întreabă. Deși există și o decizie a Curții Constituționale și există și noua lege 304 în vigoare, de ce completul de 5 de la înalta curte nu este tras integral la sorți? 4 din 5 se trag la sorți. Tot timpul ne-am pus întrebarea asta. Au invocat faptul că de la 1 ianuarie 2019, invocând noua lege 304, iată ce spune Adrian Tonineacșu, avocat, dânsul, și fost membru CSM. Și fost membru CSM. Dânsul atrage atenția. Sau doar membru. Că nu e vorba de noua lege, trebuia aplicată de mult chestia asta. Iată declarația. Este probabil interesant de știut că instanța de justiție constituțională s-a exprimat deja cu privire la inexistența membrilor de drept în completele de 5 pe legea în vigoare încă din 1 februarie 2014. Toți judecătorii din complet, inclusiv președintele sau vicepreședintele în altei curți de casație și justiție, trebuind să fie trași la sorți în mod aleatoriu. Din fericire, Curtea Constituțională a apucat să explice și asta. În speță, este vorba de completele de 5 în materie civilă, dar textul de lege interpretat de Curtea Constituțională este comun și este chiar cel care stă la baza recentei sesizări în ce privește existența unui conflict juridic de natură constituțională între legiuitor și înalta curte de casație și justiție. Deci, cum adică vine înalta curte și nu respectă înalta curte o lege? Păi, știți, toți... Pe unde mai duci mult când înalta curte interpretează altfel decât textul legii și deciziile Curții Constituționale? Și dacă ai noroc, ți se... admite o sesizare la CEDO, numai că este foarte greu pentru majoritatea românilor să ajungă acolo. Atunci când Livia Stanciu a plecat, foarte multă lume s-a bucurat, crezând că au scăpat de partenerul de nădejde al DNA-ului. Uitați că a venit doamna Tarcea,
care se pare că este mai un partener mai de nădejde decât doamna Livia Stanciu. Mi-aduc aminte că atunci când toată presa avuia și arăta, vedeam la, în emisiunile televizate toate acele abuzuri de neimaginat care se întâmplau la unitatea de elită DNA Ploiești, doamna Tarcea, președintele înaltei curs de casație și justiție, s-a dus la bilanțul DNA și le-a spus procurorilor, cu ocazia acelui bilanț, că nu va face niciodată greșeala să pună semnul egalității între procuror și avocat. Și în fața dânsei, în rândul 2, stătea Onea, care acum este sub control judiciar, fostul șef al Negulescu, DNA. Port Portal, a zis, da. A, da, și Onea, fostul șef al DNA Ploiești. Da. Acum fiind suspendat din magistratură și fiind sub control, aflându-se sub control judiciar. Și în fața acelui om, și în timp ce toată România era oripilată de abuzurile pe care presa le evidenția, președinta înaltei curți de casație și justiție le-a spus procurorilor că ea nu va pune niciodată semnul egalității între procuror și avocat. Și atunci ne mai mirăm de ce se întâmplă lucrurile astea la înalta curte de casație și justiție. Ne mirăm. Evident, pe lângă faptul că acolo ajunge la completul de 5 sau a ajuns deja dosarul lui Liviu Dragnea în, asta ar fi o miză, în recurs. Eu cred că adică e o miză, nu tragem la sorți aleatorii. Urmează dosarul președintelui Călin Popescu Tăricianu, care a fost achitat pe fond, pentru că fapta nu există, cea mai clară achitare în penal, dar ajunge la recurs și ajunge la un astfel de complet care este constituit nelegal, pentru că este firesc ca acei 5 judecători să fie trași la sort. Nu să fie pus cu dedicație în completul respectiv. Cei care respectiv gândesc invers decât normal este, dom'le, dacă ăștia sunt vinovați, ce au de pierdut dacă trag la sorți conform legii completul, nu? Că probele ar trebui să fie cele care primează acolo. De ce trebuie unul să fie neapărat să tragă legea de păr, să o interpreteze altfel decât toate textele și deciziile constituționale și să nu-i tragă pe toți 5 la sorți și doar 4 din 5? Oare de ce? Pentru că președintele în alte curți și vicepreședinții, de obicei când intră în complet, sunt și președinți de complet. Ah, și de obicei președintele completului conduce cum spuneam, procesul. Avem referendum mâine și poimine, nu avem voie să discutăm despre, dar avem voie să discutăm despre sondajele de opinie care măsoară intenția de vot, referendumul nefiind pe intenție de vot pe partide politice. Deci ce veți vedea acum este dacă ar fi fost alegeri parlamentare. Este făcut de Sociopol sondajul și o să vedeți mai întâi care este intenția de vot. Intenția de vot, dacă ar fi în momentul de față, să fie, ca să zic așa, alegeri mâine, este cea pe care o vedeți pe ecran. Deci, din totalul merg la vot cei care sunt în țară, 82% din totalul populației, sunt interesați de politică, declară că merg la vot sau merg cu siguranță la vot. Deci nu vor merge la vot 33%, vor merge la vot, dar nehotărâți cu cine votează 24%, vor merge la vot, sunt hotărâți cu cine votează 24%. Deci ar fi o prezență de 48% dacă ar fi alegeri parlamentare. Haideți să vedem scorurile, pentru că s-a tot vorbit despre scăderi, despre cine crește, cine scade. PSD ar obține 38%. PNL 23%, ALDE 10%, o să vă dau și marja de eroare după aia, că e foarte importantă. USR 6, Pro-România 5. Asta este al cursului? Nu, Sociopol. A, Sociopol. Mârmâr sau Mârâ, nu știu cum să zic. 5, UDMR 4, restul nu contează, ca să nu le mai trecem acolo. Este interesant de văzut că este făcut pe 3-4 octombrie, eșantion stratificat bistadial, selecție probabilistică a gospodăriilor aleatoriu simplu și a persoanelor, metoda cea mai tânără persoană din gospodărie. Eșantionul este reprezentativ pentru populația
adultă neinstituționalizată a României. Interviurile sunt în forma CATI telefonice. Plus minus 3%, 3,3 chiar la sută marja de eroare pentru astfel de sondaje. Ce remarcă Sociopol este că pe redistribuire, ținând cont de prezență, de absență și de cei care nu fac pragul, actuala formulă care conduce ar obține 53% în majoritate în Parlament. Deci cam tot atât cât a obținut, bine, a obținut cam 55 sau 56. Prin redistribuire. Prin redistribuire, da, cam număr de mandate. Deci, practic, se conservă. Nu s-ar schimba mai nimic. Credeți că, și o întrebare indirectă, credeți că referendumul ăsta de mâine și poi mâine aduce modificări și în zona asta, la alta, a votului politic pentru partide? Nu. Nu. Și îmi doresc ca lumea să nu perceapă astfel organizarea acestui referendum și îmi doresc din suflet ca acest referendum să treacă. Bun, și asta să aibă... e o chestie pe care n-avem voie să o comentăm. N-avem voie. Nu, nu. Atunci să reformulez. Îmi doresc să existe quorum și să existe o anumită prezență care să permită realizarea quorumului. E păcat că n-avem voie să vorbim. Cred că legea ar trebui modificată. Ei, pentru că parlamentari. Sunt țări, poate explicați și birourilor electorale județene. Chiar cu și... o democrație, țări în care, care au o democrație mult mai avansată decât noi și în care se face campanie până în ziua votului. Pentru poate că așa că, este normal. Poate că li se explică unora că nu e normal să aplici reguli electorale la un referendum în care nu candidează nimeni. Nimeni nu câștigă, nimeni nu pierde alegerile. Nu intră în competiții partide politice sau candidați la președinție. Atenție! Nimeni nu câștigă alegerile, da, dar să exact. Știți că... Aia e altă socoteală, sigur. Dar, putem repet, câștiga sau putem nu pierde. Nu sunt actori politici în joc, nu se candidează pentru funcții, Senat, Camera Deputaților sau pentru președinție. Nu poți să aplici reguli electorale unei consultări populare de acest tip, că este altceva decât este procesul electoral. Electoral înseamnă alegeri. Să alegi între persoane, să le pui în funcție prin vot popular pentru numele Lui Dumnezeu. Referendumul este cel mai democratic mod de exprimare. Este practic expresia suveranității poporului. Nu puteai să nu ții cont tu ca parlament sau guvern de 3 milioane de semnături ale românilor. Spre, așa, în încheierea emisiunii, să vă arăt cine sunt cei care pun la zid România în Parlamentul European. Ați văzut cu toții dezbaterile și ați văzut de-a lungul timpului că atât domnul Juncker, dar mai ales domnul Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene, au fost foarte critici cu România. Remus Borza, deputat independent, le reamintește celor care nu știau istoriile din trecutul celor două personaje. Le puteți verifica, le găsiți în presa germană, le găsiți absolut în presa străină, le găsiți și pe BBC la vremea respectivă. Cine sunt de fapt cei doi și ce istorii politice au avut în spate înainte să ajungă în funcțiile astea extrem de importante de la Comisia Europeană? Sunt absolut aberante toate aceste acuze. A, că ne tot arată Timmermans sau Juncker MCV-ul, păi n-au decât să-și-l bage fix în fund. Atât Juncker cât și Timmermans. Pentru că e un instrument caduc care în mod normal trebuia să-și înceteze efectele încă din 2010. Era o clauză în contractul de preaderare și acest mecanism de monitorizare pe verificare și control pe zona justiției trebuia încheiat în 2010. Suntem în 2018. Doar noi și bulgarii suntem monitorizați pe justiție. De ce suntem noi? Oaia neagră a Europei, dar nu le-ai puțin rușine? Și cine ne acuză pe noi? Timmermans? Dar cine e Timmermans până la urmă? E un consopist, un birocrat de la Bruxelles, care în urmă cu 4 ani de zile, în 2014, era un pâlit de raportor, care a întocmit un raport privind corupția în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Un astfel de raport pe corupție am avut în 2014. Ce spune onorabilul Timmermans? Păi spune, măi, corupția este endemică în toată Europa și că mănâncă, macină cam 120 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene. 120 de miliarde de euro înseamnă o dată și jumătate bugetul României. Și mai spune că în Germania 8% din populația Germaniei, asta înseamnă vreo 7 milioane de germani, au cunoștință la modul personal
de fapte de corupție și de mituirea unor funcționari. 7 milioane. Avem noi 7 milioane de români care să spună că au dat șpagă sau cunosc pe cineva care a dat șpagă? Care este dimensiunea corupției în România? Că tot generalizăm România o țară coruptă. Sunt mulți inconștienți în politica românească că, în primul rând, noi înșine, românii, ne facem rău. Tocmai noi sigur ne autodetunăm când de dimineața și până seara, din gura lui Vlădică și până la Opincă, strigăm din toți bojocii cât de corupți suntem noi. Dar România nu este o țară mai coruptă decât America, Franța, Germania, Olanda sau cine vrei tu. Ca să nu mai întocmească astfel de rapoarte, Timmermans a fost promovat prin vicepreședinte al Comisiei Europene, mai spune Borza. Și încheiem aici, v-am arătat, verificați. O să vedeți că așa stau lucrurile, cum zice Borza, cu raportul Timmermans despre corupție, exact din țările alea care ne critică pe noi. Aici v-am arătat un top al corupției, suntem pe locul 17 în top, în topul Uniunii Europene la percepție, studiu făcut de ei. Pe primele locuri erau țări foarte tari, din nucleul dur. Dar noi, în continuare, avem tendația asta să ne săpăm atât de bine groapa, încât, la un moment dat, o să cădem toți în ea și nu o să aibă cine să o mai astupe. Știți? Rămâneți cu NCN. Vă mulțumesc pentru atenție. De oase sau ale coloanei vertebrale, apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Am discutat ca azi să fie gata și azi le aștept. Nu mai discut. Apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine în câteva minute. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash. Centrul de Cercetare pentru Curățenie își prezintă specialiștii. Curățenie adevărată e sănătate curată. O pată nu e o problemă, e o oportunitate să scap de ea. Unei curățenie lună, toate lucrurile merg strună. Orice pată e de fapt o pată, pe obrazul bucătarului. Curat, imaculat, imediat. Nufăr și Triumf, experții tăi în curățenie. Cauți o farmacie non-stop? Napofarm e soluția. Fie că e miez de noapte sau zi de weekend, farmacia Napofarm de pe strada Alexandru Vaida Voievod numărul 58, vis-a-vis de Iulius Mall, te așteaptă să-i calci pragul, indiferent dacă ai o problemă de sănătate sau vrei doar un sfat despre cum să te îngrijești, pe tine sau pe cei dragi. Napofarm Non-Stop e farmacia unde profesioniștii noștri te vor îndruma să alegi varianta optimă. Napofarm Non-Stop, în cartierul Gheorgheni, vis-a-vis de Iulius Mall. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro.
Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, buton și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Proignis este cel mai nou crematoriu uman din România, situat în apropierea municipiului Turda. Proignis vă propune și garantează o alternativă modernă, rațională, decentă a trecerii în neființă. Proignis înseamnă servicii la standarde internaționale în domeniu și confidențialitate. Află detalii despre serviciile de incinerare și păstrare la 0364 411950 și 0724 081204 sau intră pe www.proignis.ro. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, mături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Muzica.